Cred că niciun om normal la cap nu și-ar dori să treacă printr-un război și, în general, tot ceea ce ține de războaie lasă niște urme adânci la care oamenii nu cred că se gândesc cu plăcere privind în retrospectivă. Însă există un lucru care ține de al doilea război mondial, care este foarte îndrăgit de oameni, și anume mașinile Jeep. Acest brand a dat populației globale accesul la niște mașini robuste tot teren. Nu sunt singurii care fac chestia asta, însă de la brandul Jeep a plecat totul. Și acest cuvânt, care este o prescurtare de la GP, adică General Purpose Vehicle, vehicul de uz larg din punct de vedere militar, a devenit un brand și din nou a devenit un acronim pentru mașina de teren. Tot românul spune Jeep, Jeepan, referindu-se la mașini SUV sau cu tracțiune integrală, exact așa cum la încălțări se referă prin termenul de Adidas. Astăzi o să povestim un Jeep interesant, așa că eu bine v-am regăsit la o prezentare marca Atelierul de Detailing, împreună cu un Jeep Compass, model 2021 facelift. Este o mașină care, realmente vorbind, nu prea mai are nicio legătură cu Jeep-urile din război, nefiind oricum ca model gândit să fie un tot teren utilitar spartan, cum este, de exemplu, Wranglerul Rubicon. Un model mult mai versatil pe off-road, dar mai puțin versatil pe partea de șosea. Aceasta este o mașină gândită ca un SUV normal, nici măcar nu are tracțiune integrală în această echipare, și este ceea ce, în general, publicul majoritar global caută în ziua de astăzi. Adică niște mașini puțin mai înăltuțe, care măcar îți dau impresia de spațiu suplimentar, cu o gardă mai mare la sol, ceea ce permite atacarea bordurilor bucureștene cu un pic mai mult curaj decât cu o mașină compactă. Este o mașină care, zic eu, are ceva de oferit, pentru că are o gamă de prețuri corectă. Nu e nici foarte ieftină, nefiind o mașină care să nu aibă opționale, n-a fost gândită ca un entry level, nu este o mașină spartană, dar nici nu are acel preț de ultra premium, pentru că nici nu este. Nu are cele mai bune finisaje și materiale alese la interior, dar are totuși o medie bună. Adică ai o gardă la sol, ai multe opționale pe interior, pe parte de confort, un sistem multimedia impecabil din punctul meu de vedere, care este o lucrătură comună în grupul FCA, acum devenit Stellantis, care ar trebui să dea niște lecții multor producători pe partea de rapiditatea mișcării și opțiunilor versatile. Printre altele, număr faptul că are Android Auto și Apple CarPlay wireless și are o grămadă de sisteme de control, sisteme de asistență pe care mașina asta le are și, în ultimul rând, niște motorizări destul de versatile. Mașina, la nivel global, se vinde cu multe configurații, însă probabil din rațiuni economice, niciun producător nu aduce toate motorizările disponibile pe o anumită versiune pe toate piețele. Așa se face că în America pentru mașina asta ai niște motorizări de 2.0 și 2.4 aspirate benzină, cu cutii automate cu convertizor cu 9 trepte, iar în Europa ai motorizări supraalimentate de 1.3 benzină în diverse trepte de putere, diesel de 1.6 și 2.0, dar varianta de 2.0 nu se aduce în România, și ai și variante plug-in hibrid, numite 4XE, care sunt totodată singurele ce vin în România, cel puțin cu tracțiune integrală simulată, fără cardan, pentru că au pe puntea spate un motor electric, iar pe puntea față, clasic, un motor termic, care angrenează o cutie cu 6 trepte dublu ambreiaj. Versiunea diesel de 1.6 nu poate fi echipată cu cutie automată în România, probabil din motiv de noxe, emisii, cine știe. Configuratorul este disponibil pe site, listele de prețuri și detaliile concrete pentru echipări sunt acolo. Și o să rezum faptul că gama Compass are în România un preț de listă începând de pe la vreo 24.000 de euro și se duce până aproximativ 31.000 de euro. Sunt vreo 5 niveluri de echipare. Primele două sunt disponibile pe toate cele 3 configurații de motorizare, adică 130 de cai cu 6 trepte manuală tracțiune față, 150 de cai cu 6 trepte dublu ambreiaj tot tracțiune față, sau 1.6 diesel, 130 de cai, tot cu tracțiune față, dar 6 trepte manual. După aia, celelalte echipări sunt disponibile doar pentru motorizările de 150 de cai benzină și cele de 130 de cai diesel. Există în paralel și variantele plug-in hybrid, care se vor lansa imediat la vânzare, cam în o lună, maxim două, ajung pe stoc. Și acelea au prețuri între aproximativ 44 și 47 de mii de euro, având puteri fie de 180 de cai benzină plus
un motor electric, cumulat fiind puterea asta, sau 240 de cai, fiind 4 niveluri de echipare și din acest preț, evident, poți să scazi ecobonusul și eventuale tichete RAB la care se aplică la majoritatea echipărilor. Lancia este un model oarecum distinct și, repet, este singurul care este oferit la noi cu tracțiune integrală. Baza este practic un motor de 1.3 turbo benzină care are 130, 150 sau 180 de cai și în varianta de 130 sau 180 de cai poate fi cuplat cu motor electric pe puntea spate de 60 de cai, astfel generând o putere totală de, corectez acum că am greșit calculul, 190 de cai în versiunea minimă și 240 de cai în versiunea maximă, având și o baterie de vreo 13 kWh, ce dă probabil o autonomie în jur de 30-40 de km pe sistem plug-in hybrid. Probabil o să prezint și acel model pe canal, așa că nu mă voi axa foarte mult pe acea configurație de hibrid paralel și o să vorbim astăzi despre acest model, însă până să intru în detaliile lui, trebuie, în stilul meu caracteristic, să spun povestea acestui brand, care este una foarte interesantă, pentru că poate câțiva nu știu de ce Jeep-ul ăsta este atât de faimos ca termen. De ce toată lumea numește Jeep mașinile astea 4x4 și nu le numește, nu știu, Land Cruiser, deși poate și Toyota, mai mult ca sigur, are partea ei de beneficiu la acest tip de vehicule, însă cumva al doilea război mondial și atacul de la Pearl Harbor au făcut această marcă să existe. Repet, nu sunt un fan al războaielor, însă nu pot să nu constat faptul că uneori aceste războaie generează nașterea unor lucruri care sunt în esență ok și la care omul nu se gândise înainte de asta. Unul dintre ele a fost exact mașina de teren Jeep. Și totul a început, zic eu, cu atacul de la Pearl Harbor, acolo unde flota americană staționată în Hawaii a fost efectiv nimicită de avioane kamikaze Mitsubishi Zero ale flotei imperiale japoneze. În urma acelui eveniment, America s-a văzut nevoită să se alăture teatrelor de război din lume și practic a și generat un teatru nou de război în zona Midway Pacific. Războiul a fost greu, au fost multe fronturi, însă cert este că întotdeauna în armată ai nevoie de tehnică militară, mașini, avioane, vapoare, submarine și așa mai departe. Și armata are bani, dă foarte multe proiecte și asta se va întâmpla tot timpul, însă nu are timp și întotdeauna deadline-urile, aceste termene limită pentru crearea acestor proiecte sunt foarte, foarte strâmte. Ei practic au contractat undeva în anii 40 140 de firme pentru a încerca să facă un vehicul tot teren spartan pentru uzul pe front. Și așa s-a născut ideea asta de mașină 4x4 utilitară. Ei s-au îndreptat către o firmă care avea deja un proiect aproape finalizat, iar această firmă se numea Bantam. Din păcate, fiind o firmă mică, nu avea capacitatea să producă milioane de exemplare cât avea nevoie armata, așa că s-a făcut nevoită să cedeze patentul acestui proiect, drepturile de autor, către niște firme care aveau capacitatea tehnică de a face chestia asta, similar cu ce a făcut Ford la început de secol cu modelul T, prin modularizarea fabricilor și a liniilor de producție. Și nu întâmplător s-a întâmplat chestia asta, pentru că ulterior Ford a nimerit contract de a construi aceste jeep-uri împreună cu firma Overland Willis. În războiul ăsta economic dintre ei, pentru că până la urmă America e o țară super capitalistă, ăștia ștanțau fiecare componentă a mașinii cu sigla lor, Overland Willis și cu Ford. Armata nu era de acord cu chestia asta, pentru că în esență mașinile erau identice ca format și difereau doar în funcție de generație prin formatul grilei de față, care a avut tot timpul 9 dungi verticale, însă diferea felul cum erau asamblate grilele alea. După 1942, designul a devenit unitar și componentele nu au mai fost ștanțate și au fost produse foarte multe jeep-uri din astea simple, care presupuneau niște vehicule spartane fără niciun fel de confort, însă foarte, foarte durabile, care multe dintre ele merg și astăzi, inclusiv regele Mihai al României a primit vreo 2 sau 4 asemenea bucăți și le-a reparat de-a lungul timpului. Știu că în Elveția, acolo unde locuia, le avea în garaj și au fost niște documentare pe tema acestui lucru la TVR. Mai departe, după război, evident că americanii mai ales au pompat foarte mult capital în niște compensații de război pentru toată lumea care a luptat și așa se face că au născut clasa de mijloc în adevăratul sens al cuvântului. Și acești G.I. Joes, adică soldații care au luptat în război, au primit niște fonduri pentru a cheltui, pentru a-și face case, pentru a-și cumpăra mașini, pentru a-și face concedii.
Și practic Jeep-ul s-a văzut nevoit să treacă pe segmentul civil. Și am uitat să spun termenul ăsta de Jeep concret de la ce vine. Este prescurtarea de la GP, General Purpose Vehicle, care a devenit un brand ulterior și acum iar a devenit un cuvânt care este asociat mașinilor tot teren. Acest Overland Willys a continuat să funcționeze câțiva ani, a fost cumpărat de o firmă numită Kaiser Jeep, care ulterior a eliminat cuvântul Jeep și a rămas doar Kaiser și în final, pe la mijlocul anilor 70, în preajma crizei de petrol, firma AMC, American Motors Corporation, a cumpărat brandul Jeep și a continuat să-l crească până undeva prin 1983, când a fost cumpărat de Chrysler, care îl deține și acum într-o formă diluată, pentru că Chrysler a tot schimbat și el patronii, a fost Daimler Chrysler, a fost Chrysler Limited Liability Company, LLC, și acum este grupul Stellantis, care deține în continuare acest brand. Și au fost nenumărate designuri de Jeep-uri clasice, cum au fost de exemplu CJ-ul, Civilian Jeep, o mașină care acum se regăsește în ADN-ul Jeep-ului Wrangler. A fost Jeep-ul Wagoneer, care practic este primul SUV general mare de familie care este identificat cu segmentul premium. Și au fost faimoasele Jeep-uri Cherokee, care sunt SUV-ul clasic pe care astăzi îl avem. O mașină nici mică, nici mare, dar suficient de versatilă încât să poți să mergi cu ea la grătar, să-ți duci copiii la fotbal și la grădiniță, să mergi cu ea la birou în costum, dar să și mergi cu ea pe teren îmbrăcat în cizme pentru că mergi în off-road și acolo este noroi. Asta înseamnă brandul Jeep, o modularitate extremă și o firmă care ține foarte mult la imagine. Și de asta mașinilor o să găsiți niște chestiuni foarte interesante pe care le voi arăta pe parcursul prezentării. Și nu în ultimul rând, este un brand care are ceva al lui. Adică, chit că nu e cel mai premium brand, nici cel mai ieftin, cu siguranță face, dacă dorește, niște mașini de teren foarte versatile, care pot să ofere și un anume statut social, pentru că te identifici cu ele. Sunt modele mișto, ăsta este cuvântul ei, pentru că pur și simplu îți plac și nu-s neapărat niște modele pe care le judeci după câștigul ăsta pe foaie. Ca să îngustăm povestea, să terminăm cu ce a fost în trecut, modelul Compass este apărut în 2007 și el a fost gândit ca un crossover mai micuț, nici de cum ca un tot teren capabil pentru a face treabă cu el, dar i-au pus acolo opțional un sistem de tracțiune integrală, măcar să poți să te descurci pe un drum de munte ușor, dacă te duci la o cabană, la un grătar, la un pește, chestii de genul ăsta ușoare pe care le fac oamenii de când lumea și pământ. Modelul a fost conceput pe o platformă de Mitsubishi, care se numește GS, și pe baza acelei platforme au fost construite și modele precum Lancer, Lancer Evolution, Outlander și Eclipse Cross, pe care l-am prezentat recent pe canal. Și au fost făcute practic să accepte motoare de la Chrysler, de la Volkswagen, de la Mercedes și de la Mitsubishi, fie că vorbim despre diesel sau benzină. Prima generație a avut o multitudine de motoare din mai multe surse, și am părțit platforma asta cu modelul Patriot, care era cumva similar, dar care nu a avut așa succes și a fost eliminat. În 2016 a venit a doua generație, care practic a fost lansată ca model 2018 mai exact și deja a primit un facelift în 2021 și este o mașină complet nouă, care este făcută pe o platformă numită SCCS, platformă care a fost gândită de către șeful tehnic al firmei Opel, pe vremea când aceasta era la General Motors, și de către șeful tehnic al grupului Fiat, care la vremea respectivă se ocupa de America de Sud, acolo unde grupul Chrysler are afaceri foarte importante, mai exact în țara numită Brazilia. Și acolo au început să dezvolte niște motoare și niște platforme tehnice care au fost foarte folosite. Această platformă SCCS se ocupă de multe mașini micuțe, printre care Opelul Corsa D, mașini precum Fiatul 500, 500X, aceste Patriot, Renegade-uri și alte mașini variate care se vând pe piețele asiatice și americane. Motoarele sunt complet diferite de ceea ce era în trecut, însă există câteva similarități la bază. Sunt motoarele 1.4 Multi R2, care sunt turbo pe benzină și preiau generația veche de la Fiat. Noile motoare 1.3 Firefly pe benzină, exact cum are și această mașină. Și niște motorizări de 2.0 și 2.4 numite Tiger Shark, fie normal aspirate sau cu sistemul de admisie multi-air, care presupune tot un motor natural aspirat fără turbină, dar care are supapele acționate diferit. Și este un motor exclusiv pentru piața americană, generat în urma unei alianțe cu grupul Chrysler și cu grupul Hyundai și cu Mitsubishi. Se numește GEMA, Global Engine Manufacturing Alliance. Printre ele puteți vedea motoarele Theta de la Hyundai și motoarele Mitsubishi derivate din gama Sirius, care sunt montate în prezent și pe modelele actuale.
Celelalte variante sunt 1.6 și 2.0 diesel, care sunt clasicele multijeturi din grupul Fiat Chrysler. Pe parte de cutii de viteze, unele au 9 trepte automate, altele 6 trepte automate, alte 7 trepte cu dublu ambreiaj, cutii manuale în 6 trepte și cam atâta este sistemul principal. În America se vând și versiuni care au 4x4 real cu cardan pe acele motoare Tiger Shark de 2.4 aspirate. Însă în Europa ele nu se importă. Asta este mașina din punct de vedere tehnic. Are puteri în România cel puțin între 130 și 240 de cai în funcție de configurație, iar fix acest model costă 29.200 de euro după reducerile acordate de Auto Italia, importatorul care mi-a și dat această mașină la test și probabil suplimentar în sucursale, în reprezentanțe, vei putea să obții un discount suplimentar pe partea de program Rabla în cazul în care mai sunt fonduri, așa că mergeți fraților de vi le configurați în reprezentanțe. Nu vă uitați doar pe Facebook și pe internet în general, alea sunt doar cârligere. Întotdeauna o negociere se face față în față în urma unei discuții, așa că prețurile reale poate să fie mai mici sau mai mari în funcție de varianta pe care o alegi. Hai să vedem ce-i sub capotă, să vă arăt niște chestiuni interesante ascunse prin mașină și să vedem ce consumul scoate această mașină. Acest Jeep Compass în echiparea Limited vine cu motor de 1.3 turbo pe benzină injecție directă, ce dezvoltă 150 de cai și 270 de Nm. În gamă mai este o variantă de 1.3 și 130 de cai, care vine doar cu cutia manuală în 6 trepte, și o variantă care are undeva spre 180 de cai și este montată pe niște vehicule mai mari din America. Dar îl vom vedea clasic între 130 și 150 de cai, la care se adaugă opțional pentru versiunile acelea plug-in hybrid 4XE, acel motor electric de 60 de cai, aflat pe puntea spate pentru a simula o tracțiune integrală, dar nu vorbim despre el astăzi. Acest motor are o istorie destul de complexă. La început a fost un inginer pe nume Dante Giacosa, care a creat Fiatul Topolino și Fiatul Nova 500 și este cel care a creat motorul 100 HV, adică un motor de 4 cilindri în linie foarte mic, răcit cu apă, montat pe Fiaturile 600. Acel motor a stat în producție aproape până în 1990 și echipa modele precum Panda și a generat o serie nouă numită Fire, Fully Integrated Robot Ice Engine, adică un motor care era construit în proporție de 70% de către roboți fără intervenția omului. Acel motor a avut niște fire paralele, unele s-au numit e-torque, niște motoare de 1.6 care au fost montate în general în Statele Unite, motoarele T-Jet, motoarele Multi-Air și acum aceste iterații Multi-Air 3, care sunt cea mai nouă variantă a acestei tehnologii. Tehnologia asta Multi-Air presupune controlarea durației motorului, a sarcinii, nu printr-o clapetă clasică de accelerație, ci prin modul cum funcționează supapele și pentru asta elimină complet un arbore cu came de admisie și folosește un fel de capsulă electrohidraulică pentru fiecare piston pe partea de admisie. Acel dispozitiv practic controlează când se deschide supapa, când se închide, cât de mult stă deschisă, cât de mult se deschide, când se închide și așa mai departe. O grămadă de chestii care țin de mecanismul de acționare, de timpii supapei, de această distribuție. Și în felul ăsta motorul poate fi turat, ținut în frână de motor, în ciclu Otto, în ciclu Atkinson. Și sunt foarte multe posibilități ale acestei tehnologii. A fost dezvoltată de Magneti Marelli și Fiat Powertrain Technologies prin 1997, însă n-aveau tehnica necesară să o fabrice atunci, pentru că era prea timpurie, să spun așa, și a cedat patentul ăsta către grupul Schaeffler, care o produce și acum pentru Fiat și pentru cei de la Jaguar Land Rover sub denumirea Uni-Air pentru motoarele Ingenium. Și așa se face că au fost tot felul de variante ale acestui motor. El a avut inițial două supape pe cilindru cu cameră emisferică, exact ca un Hemi din ăla Chrysler clasic. Și nu întâmplător, pentru că unul din inginerii care a proiectat Hemi-ul de 4,7 litri a lucrat și la acest motor împreună cu un italian care era responsabil de divizia de motorizări din America de Sud. Și așa se face că în Brazilia motorul ăsta a fost proiectat ca 3 cilindri de 1 litru sau 4 cilindri de 1,3 litri, atât în variantă cu două supape pe cilindru, natural aspirată cu injecție multipunct, sau cu 4 supape pe cilindru, injecție directă și supraalimentată cu turbină.
Și în felul ăsta motorul poate funcționa și pe alcool, și pe gaz, și pe benzină, în funcție de tipul de mașină pe care este montat. Acesta merge exclusiv cu benzină. Ca structură, el este destul de normal și o să încep cu construcția. Bloc și chiulasă din aluminiu, cămășile pistoanelor sunt din fontă, care este practic turnată, e foarte subțire, acea cămașă e turnată pe interior. Are arborele cotit cu defazare, în sensul în care e un decalaj de un centimetru într-o parte față de mijlocul pistoanelor, și asta înseamnă că atunci când pistoanele sunt la punct mort superior și încep să coboare, arborele deja a parcurs un anume grad de rotație și în felul ăsta biela apasă perfect perpendicular și în felul ăsta se elimină acele mișcări laterale ale pistonului și se reduce frecarea și uzura. Pe partea de distribuție avem un singur lanț, pentru că există un singur arbore și avem așa o rolă mare jos care pleacă de la arbore, în partea asta un pinion care antrenează pompa de apă, care în mod ciudat da, este pusă pe distribuția pe lanț și nu este pe cureaua de accesorii, și în partea de sus un pinion pentru singurul arbore cu came. Acest arbore cu came este practic plasat oarecum spre partea de evacuare și are 12 came pe el, câte 3 pentru fiecare din cele 4 pistoane. Două came în exterior se ocupă direct de apăsarea supapelor de evacuare, iar cama din mijloc dintre cele două came de evacuare comprimă un piston hidraulic cu un arc. Acel piston e legat la o cameră hidraulică, un acumulator de presiune, care este controlată cu ajutorul unui solenoid electric. Și se trimite presiune hidraulică direct către două canale care duc la supapele de admisie. Dacă solenoidul este complet deschis, nu are curent pe el, acea camă de la ax mișcă direct supapa de evacuare, de admisie printr-un circuit hidraulic, pentru că lichidul este necompresibil, se transmite ca și cum ar fi o bară de metal, nu chiar dacă este fluid. Dacă acel solenoid începe să primească curent și are o anumită cursă de mișcare, chestia asta se reflectă în supapă. Cum am explicat mai devreme, poate să bată puțin, poate să se ducă mai mult, poate să rămână deschisă, poate să rămână închisă, poate să se miște mai repede, mai încet, o grămadă de opțiuni care fac acest motor să aibă ciclu intern de EGR, distribuție variabilă, ciclu Otto, ciclu Miller și așa mai departe. Pe partea de evacuare avem, așa cum am menționat, acest arbore simplu. Singura variantă care folosește doi arbori cu came este cea de Jaguar Land Rover, care are exact același sistem de admisie, doar că folosește un arbore dedicat pentru a putea implementa distribuție variabilă pe evacuare. Și motorul cu două supape pe cilindru cu acea cameră Hemi are un singur arbore cu came pentru o supapă de admisie și una de evacuare, dar are și distribuție variabilă electrohidraulică, are un pinion de fazor din ăla pe lanț. Pe urmă, turbina asta are wastegate electric, se poate vedea motorașul de control aici. Pe unele variante este de tip twin scroll, galeria de evacuare este unită în chiulasă și asta înseamnă că este și răcită. Avem catalizator cu filtru de particule după, unele motorizări au și EGR de joasă presiune care preia gazele filtrate și le reîntorc în partea de admisie a turbinei. Și după cum se poate vedea, nu are deloc furtunuri în partea din față. Asta înseamnă că nu avem un intercooler clasic în zona din bară și în partea din spate unde este de admisie avem un charger cooler, un intercooler care este răcit cu lichid cu antigel, cu o pompă electrică separată și un circuit separat de răcire. Se poate vedea pe vasul de antigel că există un retur de la sistemul de răcire al intercoolerului și de la sistemul clasic de răcire al motorului, care este antrenat de acea pompă mecanică de pe distribuție, care are și ea un control electronic. Admisia este practic în acest capac, se duce în spate unde e charger coolerul ăla. Unicul arbore cu came antrenează prin rotație o pompă de vacuum care alimentează servofrâna și printr-o camă care comprimă un piston alimentează pompa de înalte de 200 de bar pentru sistemul de injecție directă. Acum, ce mai interesant la motorul ăsta este că are o curea care antrenează un alternator deștept care se deconectează în accelerație ca să nu fie parazit și produce curent doar în partea de frânare. Are și tot felul de sisteme de răcire suplimentare, cum ar fi, de exemplu, cât un termoflot, unul pe cutie și unul pe motor, care fac schimbul de temperatură între uleiul de motor și antigel, între uleiul de cutie și antigel. Și că vorbim despre cutie, aceasta este făcută de către cei de la Fiat Powertrain Technologies cu modul de la BorgWarner. Și se numește ceva genul C725 cutia, are 6 trepte pentru aplicațiile cu cuplu mare și 7 trepte pentru aplicațiile cu cuplu mic, cum ar fi, de exemplu, nu știu, un Fiat 500. Cam ăsta este motorul, el e construit modular,
împreună cu o gamă de 1 litru și 3 cilindri, cea pe care am prezentat-o pe Fiatul Tipo Cross. Este exact același motor structural, are cilindri identici, doar că arborele cotit are altă formă, la 3 cilindri față de 4. Fiecare cilindru are 333 de centimetri cub, o cursă mult mai lungă decât alezajul, deci favorizează cuplu și este exact aceeași optică pe care Renault și Mercedes o au cu motorul acela H sau HR, cum este numit de Nissan, sau codul M282 de la Mercedes, adică 1.0 TCE de 3 cilindri sau 1.33 TCE, care însă au cursă și alezaj diferite de acest motor. Mai mult decât atât, nu prea am ce să zic despre el. Este un motor gândit de la zero, de niște minți destul de luminate, având în vedere ce ingineri au lucrat în spate, însă e un motor normal, modest, nu are niște puteri mega wow. Să vedem acum ce consumuri scoate la proba de drum și până la urmă este un motor necesar pentru piața europeană. Americanii primesc un 2.4 aspirat, care sigur în timp e mai potrivit pentru mașina asta, pentru că are o cilindrie mai mare și respectă acea deviză americană cu There is no replacement for displacement, adică cilindrea nu are înlocuitor. Însă acest motor pentru ciclurile VLTP, NDC de până Europa de aici, da, este mai eficient, are emisiile mai mici. În timp vom vedea însă cum rezistă. Ulei nu mai consumă pentru că nu mai sunt vechile motoare Fire de 1.4 care echipau vechile Fiat Linea, nu prea mai au nicio legătură tehnică cu acelea. Servodirecția este electrică, aerul condiționat e și el deconectabil, având în vedere că are sistem de start-stop și hai să vedem cum arată mașina la interior. Cam așa se aude motorul pornit cu tot cu climatizare. Are un vibrat ușor așa, adică oricum fiind un 4 cilindri nu e perfect echilibrat, nu are arbor de echilibrare, nici ăsta, nici cel de 3 cilindri. Dar în cabină nu se simte și se poate vedea că nu are un tremur vizibil scuturat, la fel ca unul de 3 cilindri. Are o bornă foarte interesantă pentru baterie, care se deconectează foarte ușor de aici, nu trebuie să desfaci șurubul ăla, în caz de nevoie, îmi place chestia asta. Și capitonaj la capotă, asta înseamnă că odată închisă nu prea se aude cine știe ce. Interesant cum l-au făcut ăștia să meargă și pe alcool, pe etanol de fapt, și pe benzină, tot fel de combustibil din ăștia mai slabi calitativ din America de Sud. Și îmi place cum au colaborat toate firmele astea, adică undeva acolo în motorașele astea în spate, mai ales prin Tiger Shark-urile alea, există un Mitsubishi Lancer Evolution, care are acel motor 4G63, care e înrudit, face parte din familia asta Gemma. Interesant cum se amestecă aceste meandre. Mașina are un design interesant. E destul de cubic, așa cum Jeep ne-a obișnuit, dar se vede clar că de când Fiat a intrat în schemă pe dreptul de proprietate, mașinile au devenit mai puțin brute, să spun așa. În sensul în care au linii mai rotunjoare, s-a schimbat foarte mult interiorul ca design, arată mai european. Și de asta cred că se și vând foarte bine Jeep-urile astea în Italia, pentru că sunt și făcute în Italia, cel puțin această mașină. McPherson pe față, suspensie, multilink pe spate, evacuări reale vizibile, LED-uri peste tot și faruri și stopuri și multe alte chestii pe care le vom vedea. Portbagajul cam ăsta este. Eu zic că e satisfăcător. Are șoldurile astea puțin cam mari în interior, însă are niște chestii interesante pe partea de depozitare. Astea aici frumos se pot detașa, se pot spăla foarte ușor, se pot și curăța zonele astea în cazul în care, nu știu, scapă apă ceva pe acolo sau intră frunze. La fel și în partea asta de aici. Există un panou de siguranțe în partea interioară, ăsta la fel e detașabil, spălabil și aici începe o serie de chestiuni interesante. Ăsta este un easter egg și o să vedeți siglele astea peste tot prin mașină. Nu m-am uitat dacă și capacul ăsta la altare vreuna, nu are. Pe urmă, banchetele sunt rabatabile fracționat, există niște mici inele de prindere pe aici pe sus, care însă nu sunt foarte practice. Mă rog, sunt doar alea de jos, mai exact din spate de acolo. Această podea se poate ridica pe două poziții. Aici opțional vine o roată de rezervă. Mașina asta însă vine cu kit de pană, depinde cum este echipată. Avem și o priză de 12V în partea asta și oblonul acesta care are niște elemente interesante aici și care poate fi detașat. Pe urmă, mai sunt niște mici easter eggs. O siglă de Jeep aici, un monstru din Loch Ness mic în partea asta pe geam, încă o siglă de Jeep aici, a 5-a la număr,
și o să mai găsim pe parcurs. Aici e o chestie de prindere, mașina are numere roșii și probabil n-a fost asta atașată complet, deci nu e vreo vina mașinii. Are sistem capless, deci nu are dop, are un fel de siguranță aici care se detașează doar când vine pompa. În partea din spate ușa mi se pare că se deschide aproape de 90 de grade, deci accesul este facil. Avem însă niște materiale cam tari pentru gustul europenilor, îmi place însă că cotiera este moale pe partea asta. Plasticele astea nu se simt foarte plăcut la atingere și garantat se vor zgâria ușor, mai ales dacă e vorba de un copil mic care le lovește sau dacă transporti, nu știu, o perdea de la JISC, habar n-am, o să se zgârie chestiunile astea pe aici. Dar arată interesant ialele, de exemplu, parașa în stilul robust, geamurile au și ele impuls, au și folie din fabrică pe ele, spații de depozitare pe aici, încă o siglă de Jeep. Și aici avem o tapiserie din material textil și din vinil, ca așa se numește asta frumos, numul Shama, care are o profilare destul de interesantă, tetierele sunt și ele moi, sunt destul de invazive însă pentru vederea șoferului, era interesant să fie din alea care se lasă în jos. Și accesul zic eu că este unul facil. Se poate vedea că locul la genunchi este fără probleme, având în vedere că scaunul este peste montantul B. Spațiul de depozitare aici. Îmi place că are ventilații în spate, are și port de USB mic și USB mare și priză de 12V în partea asta, care se deschide de sus în jos, și priză de 230V. Care este inclusă în acest pachet opțional. Și ce mai îmi place este că bancheta are această scobitură în partea asta și asta înseamnă că treci mai ușor în partea asta. Locul din mijloc nu e foarte folosibil. Unele mașini au bateria aceea hibridă sau cardan în funcție de situație și tălpile nu anunca foarte bine, dar uite că genunchii stau ok, numai că înghesui puțin pasagerii de lângă. Locul la cap chiar și pe mijloc fără probleme și îmi place că textilul ăsta se oprește până aici și asta înseamnă că aici sus nu vei transpira, asta cred că transpirai mai tare pe el. Avem și cotieră cu un suport aici pentru telefon ceva vertical și cam atâta. Preșuri de cauciuc care vin cu această echipare, antifonare bunicică, din punct de vedere stil seamănă cu o ușă de Mercedes care are cheder din ăsta de mușama dublu. Sistem keyless entry cu buton și cheia, apropo, arată cam așa ceva. Cu butoanele aferente, probabil în funcție de opțiuni sunt mai multe butoane. Pe aici are și clemă cu cheie fizică de urgență. Aici avem plastic moale și chiar se simte moale la atingere. Un vinil cusut aici. Și același stil de plastic tare și în partea asta cu ceva spații de depozitare. Aici se poate vedea la ceea ce mă refeream cu calitatea acestui plastic. Există opțional și scaunele reglabile electric cu piele naturală, care costă aproximativ 1700 de euro pe configurator. Este una din puținele opțiuni extra disponibile alături de culori și diverse sisteme de navi. Maneta asta este pentru scaunul, pentru spătar, asta este pentru înălțime și acela este reglajul de înainte înapoi. Accesul din nou facil, îmi place că scaunul din standard este ridicat aici și coborât aici în partea din spate, asta înseamnă că toată pulpa stă ca lumea. Ați văzut că în spate aveam loc și aici de asemenea stau bine cu picioarele. Bordul este dintr-un capitonaj moale de vinil în partea asta, un plastic moale aici sus cu o cusătură reală, nu imitată. Acestea sunt gurile de ventilație care pot fi pornite sau oprite. Și torpedoul are o deschidere lentă, ți se dă și un săculeț interesant, care evident are niște embleme geografice pe el. Este un torpedou simplu, nu e ventilat, iar sub această linie avem parte numai de plastic tare, inclusiv pe această consolă. Aici ar fi fost interesat să mai fie măcar un petic moale, ca să nu te lovești cu genunchiul în partea asta. Pe urmă avem niște parasolare interesante, care au această extensie, deci pot fi montate așa pe lateral ca să ferească soarele și la șofer este la fel. Prindere aici pentru acte, cam așa arată zona de oglindă. Heliomată cu închidere, aici avem și luminile de
de cabină și în partea asta un sistem infotainment pe care îl vom arăta din locul șoferului cu câteva butoane expres de control, unitatea de climatizare care arată clasic, butoanele sunt mari și funcționale, dar îmi place că n-au acel stil american, butoanele alea mari de bătrân care erau pe vremuri, chiar arată decent. Schimbătorul este și el în format clasic, puțin mai butucănos, cu buton, frâna de mână electrică, modul sport, aici probabil în funcție de variantă sunt tot felul de moduri, suport dublu de pahare, care are un soi de cauciuc aici, deci poate oferi o retenție bună, și aici o cotieră cu ceva spațiu de depozitare de dedesubt și care are și reglaj pe înainte înapoi, din nou din vinil, și asta înseamnă că nu vei răpăni cotiera aia, cum se spune. Cam asta e partea de interior. Nu vă așteptați la cea mai bună finisare, că nu este vorba despre asta, dar trebuie să recunoaștem că pe exterior și pe interior stă destul de robust, adică nu pare că se dezmembrează și din nou mai sunt câteva easter eggs-uri din alea, cum sunt ele numite. Unul este acest Jeep militar, ăla clasic despre care am povestit eu la început, făcut de Overland Willys, și aici este o șopârlă, un gecko, exact ca domnul Gordon Gecko din filmul Wall Street, jucat de Michael Douglas. Cam astea ar fi, probabil undeva mai sunt ascunse niște animăluțe și mi se pare drăguț că au făcut chestia asta și Tesla o face, însă Jeep o face de mult mai mult timp pe modele de câteva zeci de ani. În partea asta avem butoanele pentru oglinzi, sistemul de control, asta se vede că sunt americane, left și right. Și asta este partea de închidere electrică a oglinzilor, spații de depozitare. Aici avem și reglaj lombar electric pentru scaun. Ele sunt și încălzite și volanul este încălzit, toate pe câte 3 trepte, însă se face chestia asta din meniu. Cam așa arată volanul, este dintr-o spumă groasă pe interior. Are tot așa un vinil pus peste sau poate să fie chiar piele, nu-mi dau seama, deși cred că este totuși material sintetic. Și cu cusătură, designul clasic, butucănos, butoane mari, dar funcționează. Îmi place totuși că nu sunt din topor butoanele, astea sunt destul de rotunjoare. Pe aici au, unul din ele are un mic chițăit, așa, dacă nu-l apeși fix de sus în jos. Dar astea sunt totuși nuanțe. Manetele de semnalizare și de faruri. Aici avem modulul de lumini cu proiectoare față-spate și luminozitatea bordului și cu reglarea pentru înălțimea farurilor. Are un cockpit complet digital, destul de simplist, în aceeași notă cu cel pe care l-am prezentat pe Fiatul Ducato. Controlul lui se realizează de la acest selector, iar acesta este controlul pentru limitatorul de viteză și pilotul automat adaptiv. Acest ecran are mai multe grupe. Are prima dată modulul clasic de conducere. Dacă apeși un simplu OK pe volan, transform instant ceasul în mile. Trebuie să nu-l uiți pe mile că la 60 de mile în localitate aproape ți-a permisul, deși tu crezi că mergi regal. Pormă, ai stânga-dreapta acest reglaj în care ceasurile se diminuează și aici îți apar sistemele de conducere. Următorul ecran este informația despre vehicul, care e foarte cuprinzătoare. Ai temperatura antigel, temperatura ulei, presiune reală ulei. Se poate vedea că dacă accelerezi, presiunea crește până la 2,83 bari. Adică e foarte utilă informația asta, pentru că știi în anumite situații concret ce se întâmplă acolo și voltajul din baterie. Pe urmă ai un consum, ignorați consumul ăsta pentru că a stat motorul pornit pe loc și evident că crește. Eu am venit undeva cu 11,6%, dar o să detaliez pe traseu chestia asta. Și avem presiunea în pneuri. Și aici, mă rog, mesaje diverse. Următorul ecran este cel cu cele două tripuri, trip A și trip B. Pe urmă sistemul audio, unde poți să regreșești diferite chestii. Și mesajele de alertă. Setări, dacă apeși OK, poți, de exemplu, pe acest ecran să setezi în colțul din stânga și dreapta sus ce să-ți apară. Jos aici, la odometru, poți să-l ascunzi. Poți să pui, nu știu, temperatură exterioară, trip 1, trip 2, ceasul, busolă și așa mai departe. Apropo că este un compas, care înseamnă busolă în engleză. Și așa că, de exemplu, la upper left în stânga aici pot să pun compas. Și mi-arată sud-est, înspre înainte, Fântâna Miorița. Dar eu am preferat să las ceasul. Și suplimentar, mai este un reglaj care ține de
niște favorite pe care le putem vedea aici. Și îmi place că, de exemplu, poți să le presetezi până să le deschizi. Adică dacă tu vrei să sari direct în trip B, chiar dacă ești pe ecranul ăsta mare, selectezi trip B, apeși Enter. Dacă vrei trip A, ori intri încă o dată și dai aici trip A, ori pur și simplu schimbi din stânga-dreapta. Deci e foarte modular acest sistem și îți include toate ecranele pe care le-am arătat anterior, dar ți le poți monta sub această formă aici, ca niște scurtături. Îmi place chestia asta, e versatil de folosit. Și ce mai îmi place este că are un turometru foarte fin gradat, adică nu are gradațiile pe care le are Fiat, din 500 în 500, că parcă sare turațiile prea mult. Nu poți să pui navigație pe ecranul ăsta central, deși la altele e interesant că poți pune din ce ține sistem, de sistemul ăsta Uconnect. Ecranul central însă este net superior ca senzație, are diametru mare, are o grămadă de setări și ai în primul rând niște butoane fizice aici pentru Start-Stop, SP, Lane Assist, senzori de parcare, parcare automată, mașina asta știe să intre și să iasă atât în speak cât și lateral, deci e bine echipată pentru cine are nevoie. Pe acest schienar ai suplimentar, de exemplu, controlul pentru climatizare, poți să reglezi temperatură, încălzirea în scaun sau în volan. Volanul e pe o singură treaptă, ăsta este pe trei trepte la scaun și ai de asemenea scurtături aici care țin de profilele astea, poți să setezi tot felul de profile, să le editezi, să spui poze și așa mai departe în funcție de cine conduce mașina. Ai sistemul de melodii prin partea asta. Și pe urmă, dacă dai pe Home, ai un ecran cu muzică și cu telefonul conectat, ai sistemul de media și îmi place că ai aceste scurtături, dacă apeși încă o dată poți să schimbi frumos radio, deci nu trebuie neapărat să intri prin meniu aici să alegi. Ai și setări care țin de echilibrarea sunetului și aici dacă dăm... se aude ok. Nu-i vreun Bose sistemul, dar este suficient cât să se audă decent. Pe urmă, în zona de confort este climatizarea, care de asemenea poate fi setată atât pe ecran, cât și pe aceste role individual și chestia asta chiar îmi place. Pentru, mă rog, asta este de la sistemul multimedia. Dar aici avem reglajul temperaturii pe butoane și pe ecran, ceea ce este foarte ok. Pe urmă avem posibilitatea de a regla direcția, la fel și aici pe butoane. Navigația clasică, care este un TomTom și din punctul meu de vedere funcționează foarte ok, adică se poate vedea că latență aproape zero. La puține mașini se mișcă atât de bine sistemul ăsta. Ai posibilitatea de a face tot felul de reglaje, setări. Am oprit, de exemplu, sunetele, că mă enervează și nu e... Îmi distrag atenția și ai și posibilitatea de a folosi Android Auto wireless. Se poate vedea că telefonul are și el zonă de încărcare și nu este conectat prin vreun cablu. Din punctul ăsta de vedere sunt foarte mulțumit pentru că se vede full screen, se vede calitativ. Din nou aici ai posibilitatea de a face zoom in, zoom out fără niciun fel de problemă și dacă apeși încă o dată ai și posibilitatea de a reveni pe diverse setări. Ai aici setările de vehicul care au un mic Jeep aici inclus și ai o grămadă de chestiuni, o să intru așa pe fugă în ele. Poți să setezi display-ul, contrastul, limba, tema pe culoarea asta de fundal, eu am ales negru, tot felul de sunete, bipuri, profilul acela despre care am vorbit, sistemele de asistență, frânarea automată, eu am pus-o să intervină târziu, pe urmă păstrarea pe banda de circulație, semnele, recunoașterea semnelor de circulație, care poate fi recunoașterea atât auditivă cât și vizuală, limita de viteză, sistemul de parcare automată față-spate, cu distanțe, cu tot ce ține, ceasul, telefon, setările de voce, navigația unde poți să setezi cum arată harta, știți toate cele care sunt clasice, camera de marșarier care se poate seta de aici, are o rezoluție bunicică pentru acest ecran și are și posibilitatea de a schimba unghiul, se vede direct în jos aici când ai cu spatele, dar având în vedere că oricum are parcare automată, te poți descurca fără probleme cu partea asta. Și la fel, ștergătoarele sunt și ele încălzite în partea de jos pentru că mașina are pachet de iarnă, senzor de ploaie, lumini de asemenea cu iluminat ambiental pe sensibilitate, nu are culoare. Ai o chestie interesantă. Dacă vrei să-ți schimbi singur plăcuțele,
intri frumos aici și îți retractează, practic îți retrage frâna de mână ca să poți să scoți singur plăcuțele. La unii producători costă aproximativ 50 de lei ora de manoperă pentru operațiunea asta care Jeep-ul include automat, deci iată că cei care vor să-și facă singur servisarea au posibilitatea. Închiderea centralizată, care să-ți deschidă tot felul de chestiuni. Scaunele, care poate să fie încălzite și automat pleacă încălzirea cu, în funcție de temperatura exterioară. Setările de auto, notificările și cam atâta. Mare lucru nu prea mai este de arătat din punctul meu de vedere. Și pe partea asta de aplicații, unde ai posibilitatea de a vedea ce telefoane au fost conectate. E un sistem care e foarte ok din punctul meu de vedere și ar trebui luat ca mostră de către mulți producători, pentru că are o ergonomie foarte bună, se mișcă repede, are tranzițiile ok, deci nu are decalajele astea enervante pe care alte sisteme le au. Bordul ăsta, de asemenea, pe Fiatul 500 e foarte bine configurat, are calitate mai bună decât aici prin faptul că poți să vezi navigația pe centru, dar e la zi. Deci eu conect ăsta, e jos pălăria, chiar au corectat ce aveau de corectat pe el. În partea asta selectorul arată cam așa. Ai și reglajul de mod manual pentru cutie și reglajul ăsta de mod sport. Cam ăsta a fost interiorul. Hai să mai vorbim în mers, să vedem și ce consumuri scoatem. Așa, dragilor. Am condus Jeep-ul pe DN1 și în oraș ca să-i fac un consum din ăsta veridic. Că până la urmă treaba asta cu VLTP-uri, NDC-uri și așa mai departe sunt niște cicluri de laborator. E destul de greu să ajungi să scoți fix cifrele alea din liste, pentru că Bucureștiul nu seamănă cu niciun ciclu din ăsta de testare. Cert este că l-am mers cât se poate de aglomerat în oraș și asta înseamnă condus dintr-o parte în alta a orașului, bară la bară, Ștefan cel Mare, mai exact venind Nicolentina, de unde este reprezentanța Auto Italia, până la zona mea de filmare din nordul Bucureștiului. Am avut un consum de 11,6, cu maxime pe la vreo 12,8, când stăteam efectiv în trafic, cu aerul condiționat pornit pe automat, mers normal cu coada respectivă, deci sunt ok cu consumul ăsta, sincer, pentru că vorbim de o mașină care are 1,5 tone, fără șofer, doar cu benzină, așa că e ok. La 150 de cai benzină e un consum decent pentru București. Cam atât ar scoate și un diesel de 2 litri aproximativ în traficul urban foarte aglomerat. Mașina la drum întins, în schimb, consumă simțitor mai puțin decât te-ai aștepta, adică la un mers constant normal cu medie 80 o să scoți un 5,8, chiar ok. Și la mersul ăsta real de DN1 mai o coadă pe la Otopen, mai o depășire, 6,2 aproximativ. Acum e 6,3, că am stat un pic în parcare cu motorul pornit și practic pe oraș singurul reproș pe care l-am este că nu are un mod normal, are un fel de eco în care cutia face și coasting, deci în momentul în care ridici piciorul de pe accelerație îți apare un simbol de bărcuță și automat motorul stă la relanti, cutia stă decuplată ca să consume mai puțin la pante, dar schimbă foarte jos, adică stă la 1000 și un pic de rotații pe minut. Dacă însă dai pe sport, turometrul stă între 2 și 3000, poate prea turat pentru oraș la anumite reprize și răspunsul pedalei de accelerație e destul de înțepat. Dar în regimul ăla de mers are o dinamică, zic eu, satisfăcătoare. Îmi place că indiferent de mod, chiar și modul ăla, să-i spunem eco, deși el nu e numit așa în bord, are tendința de a sta mai turat în treptele înalte, adică odată ce ajungi în treapta 5-a, nu o să ți-o ducă la 1000 de rotații pe minut, o ține în jur de 2000. De exemplu, acum, dacă dau pe manual, suntem în a 6, ultima treaptă nici n-avea cum să schimbe mai jos. Dar are un soft optimizat din punctul ăsta de vedere, pentru că în treptele înalte i-ar fi greu să ducă 1000 și un pic cuplul la o accelerație constantă. Fiind un dublu ambreiaj, schimbă repede, de sare și trepte, face kickdown, tot ce trebuie. E o cutie corectă din punctul ăsta de vedere. Probabil mai ușor s-ar fi simțit un ZF9 HP, care totuși e hidramată cu convertizor, are mai multe trepte, dar aceea nu vine configurată pe acest tip de motor, probabil din motiv de emisii.
Am făcut o mică greșeală, aceste două selectoare rotative de aici sunt pentru sistemul multimedia, nu pentru climatizare, care are zonele astea de aici, de pe margine. Și mai are niște chestii interesante, sistemul clasic Uconnect la volan. Mai exact, selectorul de volum este în partea dreaptă, plus minus și pe centru mute. Iar selectorul stâng este pentru melodii sus jos și pentru sursă. Toate sistemele lui Chrysler au chestia asta. Acum, legat de stabilitate, mașina nefiind foarte grea, nici rezervorul nu-i mare, stă destul de ok, dar este totuși o mașină relativ subviratoare, deci nu va avea cine știe ce comportament din ăsta dinamic. Și acum rămâne să vedem pe autostradă ce reprize are. Deci nu aș miza neapărat pe un condus dinamic, nu pentru asta. Este mai curând o mașină de familie pentru niște zone din astea de mers normal. Acum, pe modul sport, intrăm pe repriza de autostradă. Pot să opresc, că nu vine nimeni. Pedală capăt. Vreo, nu știu, 17-18 secunde aproximativ. Deci nu e cea mai dinamică mașină. Suta o are cotată în vreo aproximativ 9,2 secunde. Și având în vedere că totuși are un cuplu de turbo și cai cât de cât, adică nu 100 de cai, nici 200, oferă niște reprize decente la tonajul ăsta. Fiind o mașină SUV, nici aerodinamica nu e de partea ei, deci nu trebuie să avem vreo pretenție dinamică de la mașina asta. Sunt curios cum se mișcă în schimb cu sistemul plug-in hybrid, care dezvoltă între 190 și 240 de cai, depinde de opțiunea pe care o alegi. Acum, pilotul automat iarăși funcționează destul de ok. Am observat însă că și pe setarea minimă tinde să pună frână din timp, nu lasă să se întâmple apropierea și uneori intervine mai brusc, dar îmi place că la apropiere de mașină nu bruschează, adică dacă lasă și învețe manevrele, funcționează foarte ok din punctul meu de vedere. Sistemul de parcare automată iarăși este decent, merge foarte ok și l-aș folosi ocazional, nu știu, dacă de exemplu nu văd bine noaptea, vede el mult mai bine prin telemetria respectivă, tind să folosesc parcare automată, pentru că sistemul știe foarte bine cum să încadreze mașina. Acum, la un mers din ăsta constant de autostradă, aș tinde spre un consum din ăsta în jur de 7-8 aproximativ, pentru că, repet, e o benzină pusă pe o caroserie destul de consistentă. Și așa, dacă ar fi să facem niște reprize, de exemplu, de la 100 la 140, acum fiind pe modul sport, cam 11 secunde. Deci din nou nu e o mașină foarte dinamică. Ceva dinamic ar fi avut în jur de 6-7 secunde intervalul ăsta. Aici este diferența. Pe urmă un, nu știu, 80-120. Secunde. Deci, decent timp ăștia din punctul ăsta de vedere, dar având turbină, se simte destul de dinamic cuplul ăsta în scaun, adică ai senzația de mașină destul de sprinteră. Și având în vedere că și cutia e automată, în oraș trage destul de bine, deci nu văd să fie sincopă. Nu are acel sistem, nu are turbo lag, nu se simte un gol de putere să țâșnească brusc înainte, n-are senzația deranjantă de motor cu 3 cilindri care are un anume gol de putere, nu vibrează, devine zgomotos abia la 6000 de rotații pe minut când bași ca lumea piciorul în ea, deci la un mers din ăsta normal pur și simplu nu se sizezi motorul. Când am urcat în ea nu știam dacă era pornit, sincer să fiu. Hai să mai vedem un 60-100.
7 secunde. Deci cam ăștia ar fi timpii uzuali, între 7 și 10 secunde pentru niște reprize cu diferență de 40 de km pe oră. Cam asta ar fi mașina. În esență, consumul afișat la genul ăsta de joacă e 11%. Deci e clar că dacă o conduci tare, tare pe autostradă sau la deal cu reprize sportive, o să stea în jur de între 9 și 11%. Dacă e încărcată, depinde cât de tare merge, adică orice mașină ar fi și diesel, când are totuși niște cai, nu 90, o muncești destul de tare și de-aia consumă corespunzător. Dacă însă mergi constant cu mașina fixată la niște viteze clare, poți să scoți niște consumuri decente. Dar, sincer, cred că cine și ia SUV nu se uită neapărat la cifre de astea. Deci, prin comparație, de exemplu, un Tiguan de 1.5, 150 de cai cu tracțiune față, ori cu cutie manuală, ori cu DSG, va consuma o medie reală de vreo 7.6 la un drum extraurban. Deci nu o să ia 5%. Automat, dacă dai mai tare în el, o să se ducă spre 9. Deci cam pe acolo sunt cifrele. Asta înseamnă versatilitatea asta. Dar e un motor mic, are taxe mici. Consumul mediu e acceptabil. Nu mi se pare că e pagubă. Și asta înseamnă că are logic o motorizare din asta. Evident, puritanii o să prefere întotdeauna sistemele mai potente. Și aici aș avea totuși o critică. Din păcate, nu e un Jeep din ăsta autentic versatil, nu are reductor, nu are sistem de supraînălțare, știu eu, ceva suspensii mai înalte. Nu e făcută pentru teren, din păcate, în configurațiile astea de la noi nu pot fi făcute 4x4 mecanic, adică să alegi, nu știu, o motorizare benzină carofia cu cardan. 4x4 clasic, ai doar sistemul ăsta plug-in hibrid. Și practic tu, ca să beneficiezi de 4x4, trebuie să iei și bateria și motorul ăla electric, adică tu poate nu-ți dorești plug-in hibridul, chiar dacă realmente ai niște avantaje de consum, dar plătești în plus foarte mult strict pentru a avea 4x4. Exact asta era, de exemplu, problema Hyundai-ului Tucson în anul 2007, când a apărut în România. Dacă vrei să iei 4x4, trebuia să plătești 10.000 de euro în plus, pentru că erai obligat să iei motorizarea diesel ca să primești acea tracțiune. Dacă vroiai tracțiune față și benzină, era ceva de genul 16.000 de euro mașina. Dacă vroiai cu 4x4, automat te obliga și la diesel și creștea prețul foarte mult. Așa că poate era interesant să poată fi configurată și cu 4x4. Pe alocuri, plasticele astea nu se simt foarte premium. Consola asta e destul de lată în partea din spate. Dar, pe de altă parte, infotainmentul e excelent. Ai loc în mașină, chiar și în spate și în față, stai bine cu pulpele lipite de scaune, se vede bine, mi se pare bine antifonată la 130 de km pe oră, este minimă intervenția zgomotului. Dacă pliez oglinzile, nu simt vreo fâșeială în minus, deci asta înseamnă că-s bine ajustate. Și are o gamă destul de largă de opționale, adică ai climatizare dublă, ai sistem de încărcare wireless cu Android Auto, wireless Apple CarPlay, sistem audio OK, tapizerii din piele cu scaune cu reglaj electric, are și varianta asta de configurare pe plug-in, ai și motorizări diesel care nu se mai oferă în gamă pe la competiție, motoare decente, adică totuși e bine că nu avem un motor de 1 litru și 3 cilindri, parcă era totuși prea mic pentru clasa asta, ăla este rezervat Renegade-ului, care este cel mai mic. Și per total e o mașină destul de haioasă, adică simplu fapt că au integrat mașinuțele șopârla și siglele astea în ea, mi se pare drăguț, adică ai o imagine de brand. Chiar cumperi un Jeep din punctul ăsta de vedere și trebuie să recunoaștem că la nivel de finisaje stă mediu, stă binișor, adică n-ai plastice tari în zona asta palpabilă superioară, se stă bine în scaun, are mai multe ape, te cuprinde tot de la umeri până jos în zona asta sub genunchi. Ai un portbagaj cât de cât ok și cu spațiu de depozitare suplimentar, adică din punct de vedere familist, să spun așa, mie mi se pare că e bine setat. Acum, de exemplu, a scăzut consumul la 8.9. Dacă mergeam iarăși constant, urma să se ducă undeva între 7.5 și 8.5 la un mers din ăsta normal. Digitalizată mașina, ai ce mai îmi place iarăși, are atât pilot automat adaptiv, cât și cruise control simplu, standard, din ăla care îți ține viteza setată, pentru că dacă în față ai unul care merge haotic,
mai bine mergi cu cruzul simplu, pentru că nu-i copiază mișcările, faci depășirea și îl reglezi tu din manetă. Ai însă și adaptivul, ai și recunoaștere de semne de circulație, mașina frânează singură în caz de nevoie. Aici ar fi însă o mică critică, că de exemplu tu dacă ai apăsat pedala de frână și ai început să frânezi, ea degeaba te mai alertează, frânează, că ok, am înțeles, am greșit, am frânat prea târziu, dar nu mai bingă-ne atâta, deci chiar bingă-ne foarte tare din punctul ăsta de vedere. Dar are protecție și frânează singură la pieton, la bicicliști, are asistentul ăsta de parcare, adică stă ok pe sisteme. E o mașină pentru care primești destul de multe pentru banii plătiți. Consumurile le-am detaliat și eventualele minusuri care țin de finisaje pe alocuri, dar trebuie să înțelegem faptul că e o mașină gândită eminamente de americani pentru Americi, pentru Brazilia, țările din America de Sud, America de Nord, zona asta, China, care caută genul ăsta de mașină. Așa sunt ele făcute. Europenii pentru Jeep, din punctul meu de vedere, sunt o piață minoritară, chiar dacă mașina asta se fabrică și în Italia. Așa că mie mi se pare corect raportată pentru partea asta de lume. Și totuși s-au adaptat. Infotainment-ul are pachet de iarnă cu scaune încălzite, parbrizul încălzit, volanul de asemenea. Cam asta ar fi. Adică realmente pentru o configurație reală de vreo 25.000 de euro primești destul de multă mașină. Și dacă vrei top de top în gama asta, te duci undeva probabil pe la vreo 32.000 de euro, ceea ce este comparabil cu rivalele europene și nu mi se pare că sare prețul atât de mult. Adică nu poți să duci la 50.000 de euro cât ai putea să duci, de exemplu, un Tiguan. Și din nou mi se pare avantajoasă din punctul ăsta de vedere. Așa că dacă sunteți în căutarea unei mașini cu cât mai multe accesorii pentru prețul plătit, poate e cazul să aruncați un ochi și pe site-ul Auto Italia pentru marca Jeep. Și în ultimul rând să faceți un test drive, să le vedeți în showroom, poate vă plac, poate nu vă plac. Mie unul, repet, mi se pare o mașină corectă. Cam asta a fost prezentarea de astăzi. O să mai revin eu oricum cu niște cifre actualizate de consum. Ne vedem și în zona de comentarii ca să vedem ce părere aveți și acolo mai comparăm cu ce mașini mai aveți voi. Poate cineva chiar are mașinile astea deja comandate. Ea este totuși din 2018 ca format, așa că ăsta e doar un facelift. Deci cineva poate deja are configurația asta și are mai multă experiență pe partea asta de customer service, cum s-au întâmplat chestii pe la revizii, un alt. Cam asta a fost prezentarea. Mulțumesc că ați fost alături de mine, mulțumesc și Auto Italia că mi-a pus la dispoziție acest model. Probabil o să vedem pe canal și versiunea plug-in hibrid mai prin toamnă, ca să vedem ce diferență de consum și dinamică este între aceia. Și da, am zis, mă declar plăcut mulțumit că are totuși suspensie independentă pe spate, stă ok și pentru genul ăsta de clasă, dar repet, trebuie să ai nevoie de SUV ca să o iei și contează să îți pui foarte bine criteriile pe foaie. Hai că am vorbit deja prea mult. La revedere!